E o zi minunată de sâmbătă, iar noi mergem la Măgoaja, la cabană, pentru a monta locul de joacă, făcut special pentru cei mici. Și aici vă arătam puțin din drum, iar aici am ajuns la destinație, totul este în totală renovare. Lau a început să sorteze lemnele pentru locul de joacă, fiecare bucățică era inscripționată cu un cod și în manual spunea care bucățică cu care trebuie îmbinate. Aici vă arăta mașina și șurubele. Partea pe care o sortea Lau din locul de joacă era de fapt o măsuță și două băncuțe care trebuiau amplasate sub primul turn de joacă. Înainte de amplasarea locului de joacă trebuia să mutăm niște balastru, pentru că locul de joacă trebuia să fie amplasat pe un spațiu drept, nu pe beton, nu pe ceva rigid și dimpotrivă pe ceva moale gen iarbă sau pământ, așa că nu am stat pe gânduri deloc și am pus mâna pe lopeți și am mutat foarte repede balastrul într-o altă parte și aici vi-l arătam pe Laurențiu cum duce roba cu balastru într-o altă parte de grădină pentru a elibera acolo spațiu. Aici deja terminasem, după cum vedeți s-a înserat deja. Deoarece afară nu se vedea, ne-am mutat în ceea ce urmează să fie un foișor închis și am început să asamblăm puțin din locul de joacă. Atât pentru astăzi, pentru că deja se făcuse seara, am intrat în casă, ne-am făcut ceva să mâncăm și am stat la un par de șampanie.